În urmă cu câteva săptămâni, angajații de la Spitalul Bumbești-Jiu și-au făcut cereri de redistribuire, de frică să nu rămână pe drumuri. Astăzi a început prima etapă de redistribuire și aproximativ 30 de cadre medicale de la Bumbești-Jiu au venit să vadă care este situația. Deși au fost afișate locurile vacante în unitățile spitalicești din Gorj, salariaților li s-au spus că nu mai sunt posturi libere. Cadrele medicale se tem că vor rămâne fără serviciu. Ne-au chemat pentru redistribuire. Asta e. Și mai sunt posturi? 28 de posturi la 45 de asistenți, în condițiile în care ne s-a spus că nu o să rămână niciun cadru fără post. Așa și scrie în hotărârea guvernamentală, așa și Ministrul Sănătății a dat asigurări zi de zi. Riscați să rămâneți fără un loc de muncă? Da, bineînțeles că riscăm. Ce s-a întâmplat? Mi s-au promis niște posturi pentru toți asistenții din spital și în final nu se pot asigura aceste locuri de muncă. De ce? Păi nu știu de ce. Putem să rămânem pe din afară, fără posturi, fără loc de muncă. Eu sunt infirmieră de 21 de ani, lucrez la SAD-ul, la spital, și aici la doamna juristă ni s-a spus că nu este niciun post. Nu mai este un post? Nu mai este niciun post de infirmieră, decât 6 la Dobrița. Ministerul Sănătății încă nu a dat aviz favorabil pentru transformarea spitalului de la Bumbești-Jiu în secție exterioară a spitalului județean. Astăzi s-a aprobat și noua organigramă a spitalului, iar mâine documentația va fi depusă la Ministerul de Resort. A venit pentru că situația de la SADU e din ce în ce mai complicată. Practic, toți salariații sunt la servici, ei își desfășoară activitatea, dar sunt angajații unui spital care a fost practic desfințat printr-o hotărâre de guvern. Sigur, au plecat niște zvonuri că astăzi să fac redistribuirile, astăzi și mâine ar fi ultima zi în care să fac redistribuirile în județ de către Direcția Sanitară. În acest moment, situația este incertă și cel mai sigur, miercuri se va face lumină în acest caz. Liderul sindicatului Sanitas susține că sunt locuri suficiente în spitalele din Gorj pentru cadrele medicale de la SADU. Începând de poimine, vom face redistribuirea personalului în județul Gorj pe locurile vacante, pe acele liste corect date la Ministerul Sănătății de către toate spitalele, nu așa cum din păcate se întâmplă cu un singur spital astăzi din județul Gorj, n-aș vrea să spun care. Ce pot să vă spun este că și directorul Direcției Sanitare și autoritățile sunt alături de noi ca listele cu posturile vacante să fie cele adevărate, nu unele postate în mod intenționat și interesat de către o anumită unitate spitalicească din județul Gorj. În prezent, în spitalul de la Bumbești-Jiu sunt foarte puțini bolnavi.